Bun găsit oameni bun, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, domnul HD Harman. M-am întrebat mereu ce de unde vin HD. Hans Digmar, Ion Dumitru. Nu e nimeni perfect. Vă dați seama până la urmă. <laughs> Și, vine Și lumea să... îmi spune HD. Lumea, el, lumea spune. H. D., da? Nu dar uh, ideea este îmi vine să zic de multe ori DJ Harman, <laughs> în sensul că este. <laughs> Uh, cred că cel mai priceput DJ politic, dacă mă întrebați pe mine. Mulțumesc. Mulțumesc. Analist politic cu siguranță, da. profiler. Da, sunt, sunt ca meserie. Sunt puțini pe care da. se pot lăuda da. cu asta și jurnalist până la da. urmă. Acum, da, da, da. bine, zi. acum zi. e o lume Direcum. care, cum era înainte, că toată lumea se pricepe pe la fotbal, acum toată lumea, dar -are cu mine, asta, nu are legătură cu dumneavoastră, iertați-mă. Nu, N-am bătut, un, bătut deloc în asta, pentru că am văzut ce scrie și ce faceți. Uh, ca profiler, pot să vă dau... Puneți. Două, trei personaje să le creonați da? profilul? de ce nu? Dacă vă Dar nu citesc în cărți, adică eu nu citesc în cafele nici în... Nu, dar lives. nu e vorba citiți în... Da, ca profil. Da, ca profil. Da, da. Păi, primul ar fi Ciucă, Nicolae Ciucă. Uh, timid, extrem de nepregătit, este un uh, tip rușinos. A fost un bărbat rușinos în raport cu relațiile sale sociale și cu un dezechilibru emoțional dat de o frustrare. Uh, are un tic nervos care pe mine mă deranjează ca orice bărbat care am făcut armată, și care, ca orice bărbat care. ca orice profiler, nu ca bărbat, ca orice profiler care a descoperat uh, uh, morții din diverse, uh, din diverse câmpuri ale crimei, cum ne spunem noi, the, crime, the, 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 the killing fields. Eu am făcut Afganistan, Irak. Ce înseamnă asta? Exact. Ca profiler de... Eu sunt specializat în profiler... Nu, nu, nu. Ce înseamnă da, că a scos morții? M-am dus și am... cam filme. I-am dezgropat să vedem cum au fost omorâți. Sunt crime în masă. Eu sunt specialist în crime în masă. Și atunci, ca să văd cum au fost uciși, ca să înțeleg actorul, mm -hmm. să înțeleg dacă este mitralieră sau epistol, dacă este cuțit sau... Practic te duci, dez, dezgrope acel câmp... Desfumezi... Și nu este un cimitir. Cimitirul are o regulă Cimitirul are deja Corpul uman este deja într -un, A fost alterat Deja prin spălat, prin îmbrăcat Prin rituri și ritualuri Crima în masă este unde cade corpul Acolo rămâne corpul După ce a fost omorât După ce a fost Eventual omorât. îngropat, aruncat, îngropat, aruncat. Iar... Dar n-am început bine cu îngroparea da. de morți Așa, așa. Bun, Dar ideea este, de aceea un profiler adevărat De câmp de luptă, cum spunem noi Adică de field profiler uh, Începe cu așa ceva și face ani de zile o astfel de experiență. De, de aici, felul greoi, foarte greoi de a se exprima al Nicolae Ciucă. Da, da. Este, este, este un, are un profil de om extrem, deci foarte, uh, foarte închis în el, pentru că el este nesigur. El a avut un dezechilibru emoțional prin nesiguranță. Eu pot să, pot să dau, nu sunt, atenție aici, intră și psihologul și nu sunt psiholog, deci nu am, eu aș avea o opinie, dar nu pot să o dau, dar vă pot spune că uh, pornind de la condiția sa socială, el devine soldat al unei republici socialiste uh, și suferă întregul, uh, întregul mecanism de umilință și ale proces, unui soldat da. al unui soldat cu dosar bun, dar soldat al cărui tată și mamă trebuia să vină doar cu sacul de cartofi la domnul la toașul sergent, da? uh, Față de uh, fiul unui orășan care venea cu fa uh, Kent și uh, whisky deci aici sunt diferențele, acestea duc la frustrări care sunt, noi le numim frustrări structurale, ele se ascund în timp, ele, ele intră cum intră Ana lui Manol în zid, ele sunt cimentuite, experiența cimentuiește aceste frustrări, dar ele sunt pe tuberații și în momentul în care fluxul neuronal ajunge la ele, în loc să se ducă drept cum se duce, cum se duce curentul într-un fir, face dintr-o dată, îl vezi, că, îl, vezi că, îl vezi că o ia puțin diferit. Avansarea pe, pe scara de valori, până la urmă, general, șef de stat major, nu poate să schimbe Nu pentru că ele n -au fost curentul ăsta care merge după colț și nu merge direct? Uh, nu, pentru că ele nu au fost făcute în condiții normale. Haideți să vă explic ah. ce s-a întâmplat. Uh, adică nu au fost asumate pe propria răspundere, pe propria cali propriile calități să, să ajungă să aibă succes. Uh, ce a fost concurs de împrejurări? A fost tine. nu numai un concurs, a fost un oportunism. Ciucă este un oportunist. A, și oportunismul nu aduce un succes care să decalibreze toate frustrările. Exact, și doi, care să acopere, dacă este nevoie, vulnerabilitățile emoționale sau non-emoționale. De exemplu, la uh, Ciucă ce face? Sunt absolut convins, el se luptă, asta știu sigur din CV-ul lui și știu și din Uh, primul lui profil adevărat, fac o mică paranteză, a fost făcut de către uh, Forțele Speciale ale Statelor Unite, statul major al fost din Statele Unite, care este un stat major diferit de cele cinci arme ale Statelor Unite. Uh, nici nu e considerată armă. Forțele speciale de soft, de mm. special uh, uh, operation forces, nu sunt considerate o armă, dar au un stat major diferit. Uh, primul profil a fost uh, făcut de către SOF eu am participat la primul lui profile Și, și eu am observat un lucru și am atras atenția Colegul meu american cu care lucram Și-a dat seama numai că era un interes politic acolo Ca acest om să fie avansat Și atunci s-a trecut peste Ceea ce noi amândoi am observat El se duce în Afganistan Cu Scorpionii, dacă nu mă înșel Afganistan sau Irak S-ar putea să greșesc aici să, Cine dorește să mă, să mă verifice Poate să o facă Dar el își pune pilă să ajungă El nu era pe lista scurtă a comandanților oh. De, 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 de misiune. Însă era știut că dacă ajunge comandant de misiune, ăla este tichetul lui, ăsta e biletul lui pentru a ajunge. El era lemn Ce ajuns. Ceea ce a ajuns. E, hm. Această carieră, care nu are în bază elementele structurale de construcție normală. Și firească, firească, o oportunitate. Că de-aia spun că este o oportunitate. Dar să mulți care ajung prin oportunități și se descurcă. Da, numai că aici... A, Aici mai avem un al doilea element care a fost automat uh, redus la tăcere, lipsa de educație. El își va continua educația în timp ce își face Scorpionii roșii, el își dă un masterat la nu știu ce universitate. Mai da. mult decât atât, uitați-vă. Trebuia pă, să păi... mă gândesc de două ori până să vă invit. Ok, lipsa de educație, mai departe glumesc. Da, lipsa de uh, educație. Da. Păi vă dau un exemplu. A, deci sunt două paliere sunt... care nu au putut să reconstruiască încrederea în el și, și eliminarea. Profilului de comandant de oști. Profilul lui de comandant de oști. Și vă mai dau un singur exemplu. Napoleon face o școală militară foarte dură, dar o face foarte bine. Unchiul lui este directorul școlii. De fapt, nu era. Era șeful statului major, în subordinea căruia se afla școala, directorul mă rog. școlii. Uh -huh. Da? Că de, intră. Că de aia intră. Unchiul lui îl bagă, îl pilă. Dar da, știți dar cum face e? școala. Face școala, școală. Îi e da. VC-urile, face uh -huh. planton Și Napoleon, când ajunge general, el are în spate soldatul. E. De ce vreau să vă spun acest lucru? Uitați-vă la CV-ul domnului Ciucă. Nu este nimic de condamnat, dar vedeți simetria în aceste protuberanțe care au loc la el în, în, în zona emoțională. La el, el își dă doctoratul, celebru doctorat, că e fals, că nu e fals, așa, și după aceea se duce la West Point și își dă un masterat. Păi după doctorat nu mai dă masterat. Nu există așa ceva. Că era inversă ordinea. Deci este invers, Bun. este complet inversat. La el construcția este complet inversată. Nu sunt de singurul profiler în da. ideea de, din România, da? Mai da. sunt. Am cunoscut și eu da, unul, da, apropo da, da. de cazul Caracal, da. care mi-a mi făcut o impresie absolut extra, extraordinară și descrierea lui Dincă, uh -huh. făcută el ca profiler. Uh, uh, Perfect. De... Ana mi-aduce aminte numele. Dumitran, da, Dumitran, Dumitran, da. Dumitran da, da. Deci am rămas surprins. Da, el tot de crimă, este, Uneori... dar el este de crimă, el este de crimă în serie. Uneori am impresia că adică am, avut, am descoperit o lume întreagă prin profesorul Butoi a fost cel care, ca să fim foarte știm, știm. Ca, să, ca să fim foarte onești, știm, profesorul Butoi ne-a profesor. ne, -a, ne, -a, ne -a băgat microbul. Foarte, foarte bun, foarte da. bun. Domn profesor da, este da, absolut da, excepțional da. și are un talent incredibil de a vorbi pe înțelesul tuturor. Ca lumea de astăzi. P Fiind existând în România oameni cum sunteți dumneavoastră, da. cum domnul Dumitran, totuși când se face selecția politică, hai să spunem, când se fac numiri la cel mai înalt nivel, n ar trebui să vi se ceară un pic părerea pe două pagini, să dați Acum, eu am să vă dau un răspuns care vi se va părea foarte political corect. Nu, nu ni se cere. Răspunsul non-political corect. Ni se cere. Ah, ok. M-am liniștit. Deci, Bun. dar să știți că Uh, noi nu avem dreptul. Și aici și Dumitran vă spune și profesorul uh, profesorul B Butoi vă va spune imediat. de Asta e primul efectiv, prima lecție care 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 ne dă, ne a dat o nu. acum. Dumnezeul. Nu trebuie să dezvăluiți deci, în nu, cazul în care Nu, nu, nu trebuie să luăm decizii. A nu de luat decizii. Profilul nostru. Nu, nu, dar nu e să luăm de decizii. Assessment. Atenție, nu de assessment. Dacă mă duc la un criminal și spun, păi, nu, Domnul Harman, vezi că așa arată Nu ideea eu... vă cere cineva? Da. Nu da. nu l-ați decizia dumneavoastră. Da. Bun. De mai, până acum e prima până acum da. e prima dată când uh, asist în direct la o caracterizare făcută de un profil de fapt o, la o caracterizare a primului ministru Nicolae Ciucă. Da. Și care de fapt dezvăluie de ce Nicolae Ciucă este cum este. Până e, până și am, am spus tot, adică sunt, Bun, da, care nu sunt, se dar au fost chestiile esențiale. Da, Baseline-ul, baseline Eu în da, vedere baseline toate astea, mi-a explicat și mie ce l-a recomandat pentru funcția de șef de stamajor major. Atenție, nu facem un proces de intenție nu. pentru Niciodată. Nicolae Ciucă. Eu nu am, de, nu, nu am în da. gând asta, dar e un experiment până la urmă ceea ce facem. Ce l-a recomandat pentru funcția de șef de stat major, numit de Victor Ponta, că mi-a zis Victor că l-a numit. Acum, haideți să știți celebre filme BD, da? Eu, am un, da? eu am trei copii mari de care sunt foarte mândru. Unul dintre ei este specialist în BD. Așa am așa și declară că el e specialist, specialist în BD. În BD. A, așa, el e specialist și în matematici, e olimpic însă și la matematici, da. nu contează, dar el e în BD. Știți cum, ce, domnișoară, ce vă, recomand, ce vă da? recomandă vocea și talentul? Acum, eu am să vă răspund ori de tip BD, vocea și talentul, da. în cazul generalului Ciucă, eu am să vă spun o poveste și, am să... și aveți acolo răspunsul. Noi profilerii nu dăm în general astfel de răspunsuri directe. Dar eu vă dau o poveste. Este președinte Traian Băsescu. Este premier Victor Ponta. Și se pregătește vizita lui Victor Ponta în Statele Unite. Și bineînțeles că la Washington îl așteaptă dușmanul de clasă, rectă eu dușman de clasă sever. Ai erați acolo ca dușman de clasă. Ok. Dușman de clasă de, okay. de, mm -hmm. mm -hmm. de adevăratele. Marx era nimic față de ce să eu să fiu dușman de clasă. Și s-a pus întrebarea de ce nu este numit generalul Ciucă șef al statului major. Prima încercare a venit nu știu cine de la ce armă. A doua încercare, du-te mă de aici. Cam așa a fost răspunsul președintelui mm -hmm. României. Și la a treia, bineînțeles că prietenii din Washington au început să întrebe. E vreo problemă? E ceva cu dânsul, ceea ce nu știm noi? Din deci, pre... cei din Washington întrebau. Washington și Washington întreba. Este președintele Băsescu împotriva noastră? și noi am dat destule semne că îl respectăm și că ne-a ajutat mm. și în Afganistan, și în Irak, și că, și că, mm. și că. Și genial a fost intervenția lui Ponta. domnule, dacă nu ți-l numește acum, Băsescu este antiamerican și dușmanul de clasă stă și râde în hohote la Assesman. Uh -huh. Pentru că cel mai pro-american guvern pe care vreodată România l-a avut a fost administrația Băsescu-Ponta. Amândoi erau, să luptau ca doi câini de, 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 ia, de ca doi pitbull uh -huh. pentru influența americană. Iar dacă a existat un președinte pro-american din interesul său personal, atenție, din interesul supraviețuirii sale, a fost Traian Băsescu. Iar cel tânărul care voia să ia locul și să-i... Am înțeles. A fost Victor. Deci, a fost Victor. Deci, mă văd a... cu el și o să-i spun. Deci ăștia doi au constituit poate una din cele mai pro-americane administrații pe Plecând care România -a le -a de la bătălia de pitbull între de, ei doi. De pitbull între bun, ei să răspunzi la întrebare, dar ascultându-mă, da. o să merg pe un făgaș la care numai dumneavoastră puteți să răspunde. Păi spuneți-le celor care ne urmăresc cât la sută din politica lumii, din deciziile mari ale lumii, se iau la modul ăsta. Pentru că vedem ce se întâmplă în fața Camerelor de Văluă Vederi, în parlamente, în, în alte cabinete oficiale. Cât la sută din deciziile care schimbă lumea, da, cum a fost numirea lui Ciucă, da? se iau la modul ăsta, adică pe interese strategice, pe interese în baza relațiilor personale, că altfel pare totul Constituțional, legal, totul la vedere. Asta e frumusețea democrației. E adevărat. Totul se apară constituțional. Bun, dar cât la sută din... 100%. la sută. Poftim? Sută la sută. Putem întoarce o hârtie ca să explic cu da, o sigur. dacă da. îmi dați voi să-l fac un mic desen. Da, desert. domnul Harman, poftiți. Mulțumesc mult. Asta e mare și frumos, al meu e mai mic... L-am primit două de ziua mea de la un da. prieten foarte așa. Bun. Deci, asta este Colecția Beatles, să știi. Da, asta e colecția be. Beatles? Let da. it be. Let it be. Așa, eu am, eu am colecția mama. Așa, Ce a făcută pentru prințesa de Monaco. Așa, Grace Kelly. Mm -hmm. Asta este decizia de putere. Punem aici putere. Așa. Și aici este produsul. Sunt doi P. Ca să intri în tunelul de decizie, ai tot timpul, absolut tot timpul, șapte mii de inputuri. Da? Uh -huh. Un prim-ministru are pe miniștri, de exemplu, în guvern. Pentru o decizie strategică vin toți cu 15... uh -huh. Bă, așa. Și un moment dat ție trebuie să-ți iasă o singură săgeată. Din săgețile care intră Din pe... toate, miile de pe săgeți tunelul... care intră pe tunelul de, de, de autoritate. Și de decizie. Și de decizie. Da. Ea, când devine singură, devine strategic automat. Este în esența definiției sale. Lumina în, în univers este difuză și infinită. Ea când devine flux, în acel moment este unică și atomul este unic. Unic. Nu este identic cu cel care rămâne difuz. Am înțeles. Și acolo... Și acolo... Lumina când... Lumina când ajunge într-o singură săgeată, adică decizia strategică, ea nu mai este, nu mai aparține... Păi, celor de puțin... aici, un minut, nu mai da. aparține celor de aici. Așa. E creatoare de alt produs. Chiar dacă eu de aici am vrut să-mi iasă pâine, mie aici, mi e aici, și cozonac sau. Păi și democrația, oamenii, votul. Păi nu, democrația asta face, uite. Democrația, A, ia deci uite. e democrația uite, e la zero. Păi uite ce. Păi nu de, de, e democrația. De, acolo e democrația. Intră șapte mii de opțiuni, toată lumea are dreptul să vorbească, toată lumea are dreptul să spună, avem dreptul la opinie, nu? Cum se spune? Uh, uh, consultanță, uh, consultare publică. Toată lumea. Cât zis... de mult s-a schimbat? Că acum spuneți 100%. Dea. A fost dintotdeauna 100%? Adică în anii 80-90 a fost la fel? Sau s-a schimbat în ultimii 20-30 de uh, ani? Cred că s-a schimbat democrația. În anii 80-90 era. Uh, așa, anii 70. De sistemul decizia se, lua la fel, decizia se lua la fel. Identic, dar era un sistem în care uh, elita se știa elită. Adică François Mitterrand știa că e cel mai deștept dintre francezi. Și era. El alături de Charles de Gaulle, s-a dovedit științific, a folosit cele mai multe verbe franceze. Numai el și Charles păi de Și atunci care e diferența între Imediat. perioada în care elitele știau că sunt elite și conduceau, da. perioada în care acum nu avem parte de elite, dar decizia... Masa -a respecta elita. Astăzi masa da. nu mai respectă elita. De ce? Elita nu-i mai dă semnal de respect. Vedeți dumneavoastră... Elita uh, cu ghilimele de rigoare astăzi. Adică cea conducătoare, adică hai să spunem elita da. tehnică, inginerii, Da. Inginerii astăzi, de exemplu, nu mai sunt respectați okay. de masă. De ce s-a schimbat paradigma? Pentru că s-a schimbat școala. Noi, la elevilor la școală, le-am spus că puteți fi buni la orice. Noi nu mai avem corigențe. Domnule era bun la geografie, dar nu știa engleză. Îl treceam de 5, dar vedeam care nota 10... Și, încurajam și îl încurajeam pe geografie. Da? Chestia asta pedagogică, în care eu, ca profesor, vedeam... vedeam tot, tot, spectrul lui de dezvoltare, că de -aia aveam celebrele cataloge, mai există și astăzi, în care vedeam, domnule, e prost la sport, domnule, dar era bun la electricitate. Da, da, catalogul da, și vedeai, vedeai că e tot. Da. Și îți dai seama, nu-l lași corijent că-i distruși, dar uite, dacă el e bun în lucrări practice și bun, e și bun... Și acum bun, sunt bun la tot. Acum sunt de toți bun la tot. De cine de educație? Ține de pedagogie, nu de pedagogie, educație. Pedagogie, Pentru că mă rog, educația. Informația nu e importantă. Informația. Da, da, da pedagogie. Uh, informația este acolo încă. Trece emisiunea, să știți. Alt uh, domnule Profiler, domnule da. profesor, domnule Harman, Nicu Șordan. Da. Știu că e greu, dar Nu e, e greu, nu, vreau 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 să fiu cât se poate de de nu știu, să nu mă doară. Nicușor Dani este poate cea mai mare dezamăgire. Au existat doi oameni în viața mea. Aia am atins o chestie personală. Și Da, e personală. Nicușor Dani este un produs de laborator care poate că a fost cel mai mare eșec al laboratorului nostru. Doi. De 35 de ani mă cunosc cu Dan Vanghelie. Și a fost cel mai mare succes, Dan Vanghelie. Nu este nicio glumă. Da. Deci nu e niciun fel, o să fiu un jurat, sunt convins că lumea o să zică, vai de ce? cu Dan Vanghelie, de o să ce fiu, fiu un jurat. Dan Vanghelie a fost un succes, din toate punctele de vedere. Acest celălalt, uh, celălalt Dan, a avut totul. Olimpic la matematică, a avut bursă, s-a iubit la Paris. S-a iubit timp, la Paris? O clipă, am spus bine, asta. am spus nu, nu. Sună bine. Adică Ca nu. Profiler, pe asta vă spun, da? da? Vă dau tot ceea ce a visat un tânăr, un teenager, un tin, teen, un adolescent. Ăștia făceau frigul în liceu, ăștia mergeau cu metroul, era el la, avea Paris. la Paris, avea bursă, da? S-a iubit la Paris, da? n a murit de foame. Ambasada, întotdeauna la trei săptămâni, ambasada română oferea mese pentru uh, Olimpicii români, de indiferent care erau, că erau de geografie, engleză, franceză, matematică, fizică, ce era el. A avut toate șansele. Și el ce face? Acceptă facilul. Cumplitul. De ce? De mediocrul, ce? Mediocrul. mediocrul. Facilul pentru un geniu este mediocritate. Ah, ok. În timp ce ciucă prin oportunism, prin lipsă de educație sau din cauza exact. lipsei de educație frustrare, frustrare se comportă. Totuși. E cum e și el rupe. Astea. Și rupe, da? Ăsta l-a avut tot anii 90. Deschidere absolută. Totală, da. Absolută Totală. Chiar, da. Da? Și Alege la mintea lui, alege facilul. Este cel mai mare eșec. Se întâmplă, avem astfel de momente în care noi nu ne dăm seama cât tentația facilului duce la confortul mediocrității. Și când ești în confortul mediocrității, în acel moment poți să fii Einstein, ești mort. De unde și Einstein n-a putut niciodată să stea cu o femeie mai mult de 12 luni nu suporta confortul familiei, a fost un soț mizerabil. Nicola Fiora nu l-a ajutat foarte nu, 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 tare, nu dar glumesc. a fost un soț mizerabil și un bărbat mizerabil. Are trei copii cu alte femei din, din alte relații. Rămâne Einstein. Aici Rămâne, De ce? Pentru că n-a acceptat confortul. E, Bun. Da, aici, e, o explicație, e o explicație grea. este, 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 este un eșec. Da, da, din păcate e pe spinarea bucureștină până la urmă, dacă stăm să ne gândim uh, bine. Da, și este Rares prieten. Bogdan, prietenul noastră. A, Rareș este... În primul rând trebuie să fac acest disclaimer. Este prieten și suntem foarte bun prieteni, îmi cunosc familie. Dar spuneți la, 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 sfârșit disclaimer-ul. Întâi da. spuneți... Da. Uh, Bogdan. Faceți profilul, vă rog. Uh, Rares Bogdan. Batistuțele alea aveți, dar noastră... <laughs> eu, nu, 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 nu. E o chestie delicată, lăsați. <laughs> și în uh, consonanță cu sacoul. La da, el, uh, uh, sunt... Uh, da. Uh, Batistuța era necesarul lui de a fi deasupra, într-un uh, studio plin de oameni care îl puteau înghiți. Lui vor trebui vreo doi ani să se Ascul. simtă... Lui vor trebui vreo 2 ani să se simtă bine într-un studio, să fie stăpân. Noi uităm că l-are... sau fără uh, Nu, nu, nu. Batistuța îl scoate în evidență, adică ah, îi dă... A, îi adea acel sentiment fetișizant al puterii. Vedeți, dumneavoastră, uh, și dumneavoastră și eu suntem oameni de televiziune, avem invitații, avem emisiuni dar noi nu avem nevoie de puterea studiului mese este nu, a negră, nu, nu, nu. și a luminii din contră. Nu transpir. avem nevoie de chestii da, exterioare. Exact, să ne... așa. Nu avem nevoie de fetiș. De ce? Pentru că noi, înainte de a face așa ceva, ceea ce Raj Bogdan n-a făcut, de exemplu, sau nimeni nu va mai face, noi am scris articole multe adevărat. și grele, la două noapte, 20 la de Ani, adevărat. Da? Baza de care, ceas pe care nici deci, măcar da. Generalul uh, da. Ciucă a da. avut-o. Așa, există... și avea nevoie de acest lucru. După aceea, nu uitați că și a avut o conducere foarte instabilă la realitatea. Acolo patronii s-au schimbat, acolo tensiunile erau enorme, la un moment dat vine un șef care este extrem de sever mm -hmm. și o să vedeți, este cu el sever. De ce? Pentru că șeful se temea de el. Haideți să vă spun un lucru și vă a mai... Ajunsese să se temă da. de el. Da, haideți să vă dau un exemplu. Eu am fost și sunt încă editorul șef al ceea ce se cheamă Valid Access List. VAL. Așa se cheamă. Mm -hmm. VALIDACIUS List este pentru 50 de principali români, personalități, că sunt media, că sunt politice, financiare, etc. Este un fel de buletin, uneori zilnic, alteori de trei ori pe zi, alteori doar o dată pe săptămână, da. de evoluții și dorințe de evoluție a Statelor Unite în anumite regiuni. Și unde, de exemplu, România are un interes. Dau un exemplu aleatoriu. Sudan. La un moment dat vei observa că pe val apare subiectul Sudan. Război, chestii, ce vrea SUA. Nu înseamnă că SUA spune României, dar pentru că din toți actorii lumii România are acolo Am un înțeles. rol, da. noi facem acest, acest da. serviciu, acest, acordăm acest beneficiu principalilor României de a înțelege ce vrea SUA în zona respectivă. Bă. Bineînțeles că valul se schimbă. Pleacă miniștri, vin miniștri, pleacă, mor diverse personalități, cad în disgrație, fac greșeli, etc. Și bineînțeles că dinamica asta, odată la două, trei luni, trebuia să fie reflectată în abdatarea numelor celor care erau pe val, care aveau accesul la acest document. Domnule Tucă, și vine momentul lui Rareș Bogdan. Vă și spun, când cam în al treilea an jumate al celebrei lui emisiuni. La realitate. La realitate. Deci, cam după trei ani jumate, nu, n-a intrat no. uh, imediat. Bineînțeles, avem o discuție cu patronul de atunci al realității, cu cel care era patron. Avem o discuție cu principalul editorial, cel care îi asigura sistemul editorial mm. și, bineînțeles, avem o discuție, eu am discuția, cu cel care îi dădea subiectele. Realitatea avea în acel moment o companie care selecta subiecte. Îi dădea pe zi 100 de subiecte, ia să vedem din asta 100, ce, ce faci, ce faci. da, e, ca, e mult mai simplu. Mm -hmm. da? Cel care făcea subiectele îl cunoștea foarte bine pe Rares Bogdan și ne atrage atenția și ne spune, băi, oameni buni, noi acum și testăm când dăm 100 de subiecte, da? Dau 10 mai ușoare, mm -hmm. dau 10 mai complicate, ca să vedem și ce nivel are omul. Ce să zice? Suntem și... puțin... Puterea de selecție? Exact, mă rog, și puterea da. de selecție, de concentrare, de, adică sunt multe lucruri. No. Ce vă zice? Îi plac subiectele unde se poate duce unde vrea el. Omul respectiv, ceea ce ne întărea nouă impresia, omul ne, ne întărea impresia că la un moment dat, chiar dacă ești prezentator, chiar dacă ești ziarist, trebuie să te ții un obiectiv. Există un cular de comunicare. Nu te duci tu așa singur. Chiar dacă subiectul îți permite, pui niște jaloane, Asta ce ne-a spus? Că încă nu era stăpân pe ce făcea la realitate. Ce făcea la, nu la realitate, în studio. Și da, am, în studio, mă da, rog. În, și am căutat ce să feceam... vedem ce era, care erau punctele de putere de care se temea el. Și am identificat două persoane care erau invitate permanent la el. Și, le era, și lui era teamă. Avea o reținere. Mm -hmm. Și preluau, și o să vă spun una dintre ele, n-am să-i spun numele, n-are nicio primea pe bani. telefon. Era teamă de Dan Diaconescu. Nu bădesc. cred că de Dan Diaconescu. Nu. Uh, primea pe telefon. Și noi, noi am observat, am studiat, pe telefon. primea pe telefon să preia discuția. Și efectiv prelua discuția. După 11.30 noaptea, îi prelua discuția. Opa! Pe asta nu... Deci se vedea pe televizor. Nu e bine. Se uitau toți pe așa și la un moment dat pe ăsta îl vedeai. Deci îi prelua, efectiv, îi, îi, îi prelua autoritatea. Și el avea acest. E, și noi am vrut să-l punem pe listă. Deci noi am vrut să-l punem pe da, 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 da. Ar fi dat un, o ascendență lui Rareș Bogdan ca ziarist. No. Uluitoare. Ar fi avut acces la niște Și subiecte. Și l-a spus, nu l-a spus. Nu l-am pus. Și după ani, când prietenia noastră s-a dezvoltat, când el a ieșit de pe val, valid access list, dar a intrat ca europarlamentar pe un alt access list, mm -hmm. pe o altă cu o altă editorializare informațiilor de care are el nevoie, bineînțeles că am bă făcut băute cu el, bineînțeles că am stat mm -hmm. cu copii, cu, are un mm -hmm. băiat și niște copii absolut superbe, o soție absolută. Și bineînțeles că am stat la discuție cu el. Și i-am spus și mi-a zis, băi, zice, ai făcut rău pentru că dacă aveam acel acces, poate reușeam mai mult. Și am zis, nu reușeai. Pentru că nu era problema informației. Era problema celor din interiorul Ecosistemului tău în seară de seară pe care tu nu-l stăpâneai. Rareș Bogdan are aceeași problemă la europarlamentare. În interiorul ecosistemului lui, adică ca prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, el nu-și stăpânește factorii de putere. Dar s-a văzut asta. În PNL s-a văzut clar. Și asta îi va, crea, Cine? Cine? îi va crea o problemă fundamentală ca un politic, pentru că asta înseamnă că el nu are capacitatea de maturizare emoțională. Atacurile la Rareș Bogdan au fost nimic când s-a pus, nu știu, ciudacul sau cine i-a pus, că l-arestează mâine sau cine i-a pus. El a, a fost nimic, da? Asta e Bun, că -a vin atacuri de, de alea a adevărate. A fost răspunsul asta, cum ministrul de externe. Ah, da, când l-a făcut agentul. Bogdan da, Aurescu. Da, da, adică adică, adică nu era, adică sunt. Dar, uh, dar să știți că astea sunt atacuri nimic. Față atate. de ce față poate să vină. Bine, cine conduce de fapt PNL-ul? Iohannis. În afară de Iohannis există cineva care ar putea să conducă PNL-ul? pentru Boloș? Că... Eu nu-l văd pe Boloș. Acum trebuie să vă trecem la partea de dialog. Da. Eu nu-l văd pe Boloș. Boloș nu e vreo lumină în... El a fost administrator bun la Oradea și cam atâta. Are, nu, are, are, acea, are acea, duritate emoțională. Are duritate Nu îl impresionează a... multe și asta... Da, el... dar trebuie să ai și capacitatea, că sunteți dumneavoastră, sunteți profilerul, da. să poți să conturgi, conduci un, un Cu mine și cu dumneavoastră, da. Dar Partidul Național Liberal nu mai are un Harman și nu mai are un Tucă. Bun, e, avea. Dar... e avea. Bun, dar totuși se va rupe penele de Iohannis până la terminarea celor două mandate? Sau Vreți va fiu rău? Vreți da. să fiu rău? Vreau să nu fiți... se poate rupe, pentru că dacă se rupe moare cu ciucă de mână. Ah. Atâta timp cât ciucă dorește să rămână șeful PNL-ului și ministrul apărării și vicepremier sau ce vrea în ce continuare, al... PNL-ul nu poate să se rupe de Iohannis pentru că Iohannis îi aduce voturi cât de cât. Ciucă îl bagă în 10%, îl bagă sub două nu, cifre. Sub 10%. Sub 10%, sub 10%. Asta vă spun. Deci da. aici este un joc pe care Ciucă l-a înțeles foarte bine. Nu știu dacă Ciucă sau cei din spatele lui Ciucă, asta e da. strategii lui Ciucă. Dar, adică nu strategii lui, ci strategii care îi fac lui Ciucă jocul. Ciu că nu are strategii lui. Da? Deci eu, de exemplu, eu aș avea un strateg în spate, dar eu aș, aș ști strategia. El nu, el, el face ca soldatul, stând drept, să deci drept. Deci se acolo PNL până la ultima... El rămâne acolo pentru că este alegerile, condiționat... Până la noile alegeri prezidențiale. Uh, nu, cred că până la europarlamentare când șocul ah. va fi enorm. Pentru că acolo Rareș Bogdan nu are resursa de vehicol. Rareș Bogdan nu are resursa de vehicule. Și se vor și lepăda pica... da, de Iohannis? Da sau nu? Uh, nu, de că trebuie să A, se vor... Trebuie să decide. A, de Iohannis Ciucă rămân până Iohannis? la capăt. Cu Iohannis trebuie să rămână până la capăt, pentru că este singurul care poate să le stabilizeze plaja electorală. și Să, ia să toată... nu coboare sub 10%. Exact. 10-12%. Cam asta e PSD nivelul PSD-ul? Este, este un risc asumat. Uh, Marcel Ciolacu, și aici fac și un disclaimer, îl cunosc foarte bine pe Marcel Ciolacu, l-am profilat de foarte multe ori. Uh, miez, Care e? Uh, În două trei minute. Două minute. Uh, curajos, tăcut și foarte stabil emoțional. Este pentru prima dată când văd de la DIP și Adrian Năstase un, un lider PSD de de stabil, stabil emoțional. emoțional. Ponta era vrește Dacă vă dau un exemplu, ca să înțelegem uh -huh. extremele. Ponta era vrește De-aia și deciziile lui absolut aberante uneori. Uh, dar, uh, dar din punctul meu de vedere... Ciolacu este extrem, dar extrem de stabil emoțional. Și asta cred că ajută orice partid politic când ai un lider de ăsta care până la urmă știi ce face? Să se ia mașină, pleacă la Buzău, să duce la nevastă să acasă și ia copii în brațe, copii că sunt mari. Da. Așa. Și se, plimbă cu cățelul prin pădure. Da? Pe câmpurile pe care umbla el de copil, vorba poetului. Deci găsește da? resurse deci găsește pentru... resurse indiferente. Mm -hmm. Plus... Tatăl a fost mare aviator în Buzău. El este cineva, el e o familie acolo. El nu este N-a venit la București. El are unde să se întoarcă, are castelul. Da? E D'Artagnanul are... care are unde să se ducă. Are... Are castelul lui. Are acasă. Are, are acasă. baza, da. Baza. Și, el... și de-aia e stabil și are unde să se întoarcă. El de altfel se duce la Buzău, o să râdeți. Ca și Iohannis. Iohannis, de ce se duce la Sibiu? El stă să până la soția Sibiu. acolo. Nu numai și să ca vadă catedra unde a fost profesor. nu, profesor. Au nevoie de această Haideți că scenari. mai glumesc și eu nu mai da, fiți da, atât da, de... da. Așa de, e, da. de ce dar, se întoarce da. Iohannis la au Sibiu? Au nevoie identic. Am un doi se pentru că își trag esența de Iohannis, din puterea locului. În locul tenul, Pro tenul. profilul lui Iohannis, domnule președinte. Vreți să vă închidă ăștia? și adică... Pe doi, eu iau, știi ce Mi-au microfonul și plec. Atât am aici. <laughs> Atâta, atât da, am. Atât da. am, foile și microfonul. Da, adică. Uh... am venit cu el de acasă. Exact, da, 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 da. E superb, apropo. E superb. Mulțumesc. Um, rece, calculat. fetișizant. Inteligență sau viclenie? Uh, fetișizant. Asta vă spune dacă e sau viclenie. E fetișizant, mm. îi place fetișul. Dar nu cel de care ne imaginăm imediat ne cu gândul la sexual. Ăla nu. care ne place nou. Da, exact, <laughs> ăla care ne place nou. Nu, nu nu acela. Nu. nu. Este un om politic care fetișizează simbolurile puterii. Mm. Îi plac la nebunie. Se vede. A... Știți, chestiunea celebră povestită de Morar, de fostul șef la DNA. Așa. Când s-a dus și avea întâlnire și a bătut un gong înainte de a apărea. Uh, Iohannis, zic excelența zic. sa, președinte României, Klaus Werner Iohannis. Era o întâlnire oarecare, adică... Și-a mai fost și -a bătut aia... Gongo, adică... Da, și-a fer... și a mai fost chestia aia... Că Băsescu -a vrut... se auzea zgomotul de la... De la... De, la de la, da, de, de la, la, cluburile de gheață nu adică... Scuze, da. e și asta o diferență. Uh, uite, uh, aici, față de Băsescu, el are, el are un surplus pe care eu, eu l-am admirat. Nu înseamnă că l-am aprobat, dar l-am admirat. Băsescu era bărbatul de brăilița era cuțitarul de brâi. Corect. la Ăla de pe vapor care zice în port. vapor care da. port, îi place gagica, se duce după ea, ce... Ce ceea ce a făcut. și făcut. Ceea da, ce a și făcut, da. Ce bă, nu vii după ce, nu-ți place, aia, Deci noi am avut un cuțitar, președinte? Da. da. Asta era Mulțumesc. personalitate. Uh -huh. și? Iohannis uh, este nerdul fetișizat. Aha. E nerd. Este tipul care și-a citit cartea, nu și-a citit cărțile fundamentale ale națiunii române. Da Un minut, o clipă. Și -a citit nu, nu îl și Și-a citit cărțile fundamentale și-a citit cărțile fundamentale ale culturii lui. Care era izotermă, cum îi spunem noi. Era izolată termic de toate celelalte culturi. Mm. O izolare de acest tip, de tip minoritar, pentru un profiler, spune enorm de mult. De fapt, e cheia personalității lui. El vorbește încet. A fost întrebat la începutul primei sale președinții de ce vorbiți încet. Pentru că eu traduc înainte. Iarăși un element de izotermie, de izolare a culturii sale. După aceea el a avut un număr finit de cărți. Națiunea română, cultura română, cultura latină, romană, că este cea vest-romană sau că este cea bizantină, Romei de Est, a Romei orientale. Este infinită pe când cultura lui, fiind minoritară în interiorul unei culturi enorme, care îl dă pe Wagner, îl dă pe Beethoven, îl dă pe, pe Handel sau îl dă pe, sau, 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 sau dă pe Schiller, ultimul mare nu, stați uh, Stați puțin, romantic. uh, romantic. Și pe Ursula? nu, o, Da, și pe Ursula. Ur dar nu e romantic, da. a avut poneia, da, a plâns, da, 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 așa. Uh, da, și ce ce nu a avut poneiul și a plătit 16.000 de euro ca să îl dea înapoi uh, cehii. Vă rog, iertați-mă, continuați-vă. Deci, N-am putut să mă abțin, <laughs> știți <laughs> În cultura aceea de piatră, eu m-am născut în cetatea aceea. Eu am locuit în cetatea, în cetatea Sibiu. Eu n-am locuit în oraș. Era o mare diferență. Neamțul care locuia în oraș era altceva. Cel care locuia în cetate, între cele două piețe, mm -hmm. cu totul altceva. La mie, cum să spun, uh, mie mi-au strălucit geamurile brâcântalului. Din copilărie. Deci, e cu... să știți că e cu totul altceva. Știți mai bine, nu și știu. De ce vă știu, spun bă, eu, de, știu, știu da, Sibiu din poveștile lui mama, eu că a făcut școala acolo exact, și da. exact, la superlativ. Uh, uh, și vreau să... De ce vă spun acest lucru? Biblioteca de la Brucantal este extrem de strâmtă. N-are decât 2 km de carte. Este foarte rău, domnule Harman, în general vorbind. Uh, eu sunt profiler. Vreți să vă dau nu, <laughs> informație? Sau uh, vreți -a să... mai văzut pe cineva, uh. știți, tăiați broasca, E o disecție pe viu, dar Brasca nu simte că a fost tăiată, știți? Că a fost... Asta e păi rău. E. Asta e meseria mea. Păi rău că sunteți în dar, felul ăsta, uh, deci, că să nu zic în Și halul ăsta. în momentul în care ajunge președinte, față de cel care a retatuat femeia cu sânii goi, da? Și mă duc în port... Al nostru, cel care nu i spunem spune numele, da? care să nu-i spunem numele că e interzis, da, așa, da. și mă duc în port după gagici, omul ăla era atât de viu pentru poporanul român și vine... De el -a, a votat de două ori. și vine, un Și vine un președinte înalt. Vorbește rar. Se vede clar că nu, nu, nu este stăpân pe limba națiunii care l-a votat. El are un contract social pe care îl refuză. națiunea românei a dat... Domnule, tu că și asta m-a enervat întotdeauna. Singurul contract pe care națiunea română l-a dat oricărui om pe această planetă, și îl va da oricărui marțian sau jupiterian, este să mă duci mai departe. Carol întâi a înțeles contractul și până nepot, până la neput au încată ea e, e, icre dimineața la prânz și seara. Iohannis, asta i-a fost contractul. Dumnezeule mare, ce nu înțelegi. Știți ce n-a înțeles? N-a trecut de ea 2 km de carte din Burcânta. Că dacă îl citea pe Iorga, înțelegea. Sunteți un om rău, îmi pare rău că trebuie să vă spun. Și aș încheia emisiunea aici, dar de dragul faptului că mai avem timp, o continuăm. Uh, da, cam nemilos. Deci contractul poporului român era... Da. Lui Carol I, îți fac castelul pele pe și îți dau tot, fură tot ce vrei. Haideți, domn. Dar, dumă, dumă, domnul acolo. Domnule Harman. Vorbim despre alte vremuri. Și, Ferdinand, și Carol al doilea pare o lumină. Haideți să fim serioși. Exact. Și a fost unul dintre -un cei mai nemernici Până la ora. Românie. Uh, da. Spuneți-mi un politician, o personalitate, căruia nu vreți să-i faceți profilul, pentru că nu aveți suficiente elemente sau aveți cel mai puține elemente să-i faceți profilul. Există un să astfel de persoană? Da, vă rog. E greșită întrebarea. Da, m au angajat că profiler... fac un întrebări greșit. Da, greșit. La profiler nu facem profile când avem foarte multe informații. Nu, asta e clar. E un profil da. de care e greu să vă apucați pentru că să munciți mult mai mult decât la alte profile. Mă E rog. imposibil. Nu? Îmi adormesc. Și ar fi un personaj de felul ăsta? Da, cred că ar fi. Da, Nicolae Ceaușescu. Pe care l-am și cunoscut personal, apropo, i-am mâncat în casa lui. Nu e nimeni perfect. Deci, chiar nu e nimeni perfect. Chiar, în casa, din chiar sau... în casa din primăveri? Chiar am în înțeles. casa din primăveri. Chiar în de... casa din Greu de... Greu uh, de... nu, el, uh, el, era detestabil ca bărbat. Ca bărbat. Un bărbat foarte greu. Un bărbat masculin uh, la nivel de de terater, -ter, de, 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 de pământ clăios. Mm -hmm. O capacitate, o virilitate absolută. Un dominator, dar era de acela. E, e de tipul, e, cum să vă spun, e de tipul crocodilului. Nu se poate ridica deasupra pământului. Era mm -hmm. ceva cumplit. Când era în prezența lui, era te înnebușea. Mm -hmm. Cu asta conducea el. Foarte greu de citit. Ea era deschisă ca o carte. A, ah, n avea nicio treabă. Aia îi dădeai, zi, dai, 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 dai două cuvinte impuls și, și pff, dădea drumul... Se deschidea ca o deschidea, ocoare. El nu. El da, știa. interesantă descriere. Este tipul Greu, de pământ violență. greu, Nu da, 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 nis, nu nisipos da, mai departe. Nu de nisipos, da, poate. Da. noroios, noroios clăios, mai neclăios, așa, da, da, da și prinde da, da, de tine da. Da. și abia știi, nici nu știi cum să te speli mai repede. Ai impresia și de de Și unde s-a rupt? S-a rupt. El este victima, Nicolae Ceaușescu, în primul rând, ceea ce eu am, eu am spus-o, nu avem dovada. Nu avem dovada și nu mă voi arunca acolo. Dar el, este, el a suferit toată viața lui de un PDSD, de un post-traumatic, de, de un sindrom post-traumatic, în urma unui eveniment traumatic sever. Noi numim... În, ca chișoare, să în Traumele sunt de mai multe tipuri. Dar când treci de cuvântul sever te duci, mai există doar două. Critic și fatal. Astea sunt deci cele a trecut printr-un astfel de... El este post-sever. Deci el probabil că este între, dacă ne imaginăm, sever, Trebuie critic. sau și fizic, în același fizic. timp? Trebuie să fost fizic, pentru că este dublură. Este, el, este, mm. el este numai psihic. El este și fizic. Este un tip. Dar și la el a dat de confort, apropo de ce vorbeam mai devreme. Că... Și va refuza confortul, de aceea va, va fi împușcat în fața zidului. Pentru că el nu va înțelege. Dacă devenea burghez cum a fost Gorbachev, care și el este un PTSD, dar e foarte șmecher. Gorbaciov, bunicul lui este asasinat uh, de către epurările staliniste. El suferă timp de 10 ani, președintele actual al uh, Chinei, la fel. Este un princeling. Uh, uh, Gorbaciov suferă de căderea politică. Și la un moment dat ei se ridică, dar se îmburghezesc. Se fac ce? Și asta... Specialiști în agricultură. Sau în tehnică. Sunt da, a fost luat de undeva de Comuniști. Comuniștii nu mai au. Uh -huh tehnicieni în anii 50-60. Și își fac noi studenți. Păi nu-i mai interesează. Deci la Ceaușescu s-a rupt de unde? S-a rupt, părerea mea este că s-a rupt uh, refuzul. Uh, părerea mea că au fost două momente, de fapt. A fost rădarea lui Nicolae lui Pacepa, lui Ion Pacepa. Eu cred că fost Determinantă, puternică... Uh, da, eu cred că a fost uh, homoerotică relația. -a nu, atenție, nu, nu, atenție. Nu, N-a fost fizică. Și psi psihică. Psihică, părerea mea este că a fost homoerotism. Și el va fugi întotdeauna. De asta. De o astfel de. de dezamăgire. Deci, și l-a ajuns până Nicolae la Nicolae Ceaușescu și al doilea element. primea pe Pacepa la două noaptea. Și al doilea Atec. element? Da, există și, al... și, între bărbați. Da, da, da. Există fără un, un contact, fără... Un con fără nimica. O da, apropiere mă rog, de asta da, care, da, care devine adictiv, care devine Există, într-adevăr. Deci, cred că acolo a fost și a doua a fost uh, momentul dezamăgirii Nicu Ceaușescu, care este foarte clar nu poate să devină prinț poștenitor. Aceste două acumulate... Valentin, nici vorbă. Nici vorbă. Valentin nici nu a intervenit. Zoe, zoe, era, zoe, zoe era femeie, în primul rând, iar în misoginismul lui absolut nativ, natural, tribal, al lui Nicolae Ceaușescu mm. și al Elenei Ceaușescu aproape, o femeie nu putea fi liderul României. Putin? Da. Putin este... Eu am, eu am scris cinci profile despre el, dintre care patru le-am și publicat în decembrie, acum doi ani, exact cu două luni înainte de... de nu știu dacă... Dați-ne câteva elemente, că trebuie să vorbim un pic și despre ce se întâmplă cu lumea la Putin, Putin vă rog. rece este rusul germanizat. El este produsul fundamental al sărăciei totale post-belice. Este violentul total. El este un de stradă. Să fim foarte clar. Prima lui femeie Aici, este oferită, prima lui femeie este oferită de către gangul din care făcea parte, banda din care făcea parte la 15 ani, pentru că s-a bătut cu un rival pe stradă și l-am vins. Și atunci îi se dă cadou prima lui relație păi, sexuală. E unul brăiliță, mai avem mai devreme. Aici da, asta se asemănă. Da, da, da. Nu, dar nu... Nu, nu la modul ăsta, nu. Deci no. germană cald, violență Violență inui, violență până la moarte. Va fi mm -hmm. o declarație celebră, am și scris despre ea în... Mă speriați, în versă, e clar cu ce se va întâmpla uh, cu războiul ăsta. Da, da, da. Este Cât va fi Putin, cel puțin. lui Putin, care povestește că nu se oprea, Putin nu se oprea din bătut colegii lui, sau cel care le nelva, la 5-6 ani, atenție, vorbim de preșcoală, uh, până când el a încetea să plângă. Zelenski, credeți că va plânge? Da. Dacă nu plânge în fiecare zi. Zelenski? Chiar nu vreau să vă închidă. Chiar nu, nu vă curaj, închidă. asta. exact asta. Cura curaj că, cur că te tai. Nu, 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 nu. curaj -și că și-a îndramat oricum e aproape închis. <laughs> Eu am văzut fugind deja da. De da. Da. Nu, serios acum, um, nu ne închide nimeni, stați liniștit. Zelenski este fraierul. Vine din lumea ferică. A minorității iudaice marxizante din Uniunea Sovietică, cu niște privilegii ul uluitoare. Părinții lui sunt trimiși în Mongolia Sovietică, nu Mongolia Sovietică, în Republica Mongolia, deci într-o țară străină. În Mongolia? În Mongolia. Au lambator, pe undeva. Au lambator. Sunt tehnicieni, sunt ingineri, sunt elite. La ambasadă, el crește, vorbind numai Rusă, vorbim despre pușkin și despre mari compozitori. El, el cântă la pian. El este Tchaikovsky ajunge la Kiev. Kiev ca și Stalingrad pe vremea aceea, ca și Leningrad, ca și Moscova. În spatele blocurilor băgau cuțitul unul în alții. Și el este pierdut. Și atunci se duce să facă, tasul vrea medic, maica sa ei de bani pe ascuns să se ducă la Leningrad, să dea examen la școala de artă dramatică. Și o câștigă. De ce? Nu era bun actor. Și pentru că era evreu. Și avea nevoie de cotă. Pur și mm. simplu avea nevoie de cotă. Și ajunge unde, de vreu. Actor. Unde? La comedie. Actorii adevărat se duc la dramaturgie, la mimă, la pantomimă. Mă rog, să nu facem un... Nu, 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 atenție. Da. Asta e actorul adevărat. În Eu România nu se împartă așa. Ești actor mare jucând, ceea ce joci. Nu exact. mergând. Da. Exact. Dar pe școala veche sovietică și în România, la IATC-ul de înainte de 89. Da. Era aceeași deci alege... Regulă. Deci Bibanu, Dem De Deci eu vă spun că și-am verificat. El mare actor. Dar sistemul sovietic nu îl considera ca mare profesor. A fost unul cei mai mari profesori de comedie. Total de acord și un actor fabulos. Și un actor fabulos. Dar pentru că nu era Shakespeare, Iago să stea în mână cu... Bun. Bun, mai departe. Mai departe și intră într-o lume a banului, a feriei, a luminii, a paietelor, a femeii frumoase, da? Cum este perfect, îi merge perfect. În conceptul antisemit sovietic evrei sunt toți liberali, se ocupă de arte, se ocupă numai de pictură, de dans, de actorie. Este profilul perfect, frumușel, subțirel, păi și așa, o soție superb. Și dintr-o dată, Kolomoisky, oligarcul, îi dă un film în mână și îi spune, asta ești sluga poporului, sluga națiunii. Cine? Sluga național. Nu, nu, am zice. înțeles perfect cine e Kolomoisky. oligarh. Un, un oligarh. Care avea tot entertainmentul din Viena până la Moscova. Nu mișca nimic. Netflix trimitea prin compania lui noile filme. Și lui ce a venit? A văzut în el? Că... A văzut în el actorul. Tu ești sluga, tu ești sluga poporului, poporului ucrainean. Și poporul ucrainean va vota un președinte având imaginea acelui Zelensky. Un fel de murdoc din Europa de Est care a văzut în el... Nu. Un fel de, și tot cum începe, marduc, acum șapte mii de ani, fiu rătăcitor, care încearcă să-și ucidă și tatăl și mama ca să pună mâna pe, atenție, pe Sumeria. Asta este Zelenski. Zelenski își va nu, ucide nu propriul, propriul... Zelenski va ucide propriul Zelenski. Ca astăzi ca să-și să pună tridentul și să fie comandant de oști. Altfel nu-l lua nimeni în seamă. Da, este tragic. Da, este omul Nu ziceam că ăsta, oligarhul, un fel de murdoc. A, că a da, văzut da, în da, el da, 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 care a văzut în el spuneam... de făcut bani și va face bani și va da și lui bani. Atenție, el este milionar înainte de, de a deveni președinte al Ucrainei. Mm -hmm. Devine președinte al Ucrainei, promițând marea cusară. Dar știți ce este interesant, el nu vorbește ucrainian. El vine din elita rusă, el vorbea păi de vorbește limba rusă. Vorbește. Nu, nu. Și aici este una din marile canulare. El a învățat. Când a devenit Am... președinte ucraineană, el a fost numai de limbă rusă, el este evreu de limbă rusă. Dar nu știu asta. Deci vă spun aveți sigur, dovezi? Da, dovezile sunt clare. Ascultați accentul, okay. de, și... Ascultați accentul rusesc și în finalul. Avaniană. Și finalul? Plânge. Premierul Israelului, la rugămintea lui personală, vărul lui este în Israel, pe 24 februarie anul trecut, când începe războiul de, de invazie rusesc împotriva Ucrainei, războiul de agresiune. Vărul este sunat de către Zelenski, vărul lui Zelenski, care îi spune, te rog să te duci, e un cunoscut milionar, și întreabă pe premierul de atunci al Israelului dacă poate să negocieze cu, cu Vladimir Putin. El era deja, Zelenski președintele, era deja ascuns într-un buncă. Întâmplător, premierul israelian trebuia să se ducă să negocieze mutarea unor resurse iudaice din Federația Rusă, înainte de desfințarea agenției iudaice. Rusia întotdeauna a asigurat emigrația și transferul de resurse iudaice, istorice, din Federația Rusă, prin așa-numite așa agenție iudaică. Ok. O clipă. Da. Are loc întâlnirea păi, asta și a... Putin îi spune nu-l voi ucide pe Zelenski, la care premierul prinde momentul și îi spune adică mă asiguri, Vladimir, că nu îl ucizi? Și Vladimir îi spune, Putin îi spune, da, pot să te asigur că nu-l voi ucide. A doua zi este Zelenski din... Să trimite mesajul că este bine, iese din buncăr și spune eu nu mă tem. Da, greu de dovedit. Discuția între Putin și... De declarația premierului uh, Israelian. Mi nu mi-aduc aminte că citești tot. E posibil. Este, este pe internet. Și, și știți care e chestia? Știți unde a ieșit? În mijlocul, în, în fața palatului prezidențial. Da, aia mi-aduc aminte de uh, momentul nu ăla frică. când a făcut asta așa și așa mai departe. De dar asta lui știu era frică. Nu știu de de disc... fapt, adevăratul Zelenski era cel din buncăr. Era cel Bine, din dar buncăr. conținutul discuției e greu de. Declarațiile sunt una. Uh... Bun, și cum se termină războiul? El plânge. va înceta să plângă, nu? A. P P Zelenski P va plânge. Conform lui Putin, cel care este primește bătaie de la el, trebuie să nu mai plângă ca să înceteze bătaie. A, am înțeles. Asta e psihologia lui <coughs> Putin. Așa se termină războiul. Dădeați de mai, mai devreme, de fapt, la începutul emisiunii, un exemplu cum să iau deciziile. Da, da. decizii importante. Da. Ați explicat. Da. Bun, având în vedere cum se iau deciziile în ziua de astăzi, da. democrația e o fațadă. Da, cred că întotdeauna a fost. Ca și liberalismul, sau no, ca sunt și comunism, atât, comunismul, atât ca de și... Bun. Să că profilerii, Dacă-mi dați da, o secundă, domnule. n apucat să trebim, profilerii da. niciodată nu sunt democrați. Noi suntem autoritariști, pentru că noi lucrăm cu elemente de viață care trebuie să fie de piatră. Noi lucrăm în piatră. Ferească Dumnezeu să ungiz la putere. Glumesc. Da, așa este. Ferească Dumnezeu. Bun. Ferească A... Dumnezeu. Și de atunci, atunci aceea dacă toate elementele concrete țin de. Da. De, uh, interese personale, de legături personale, de. Da, de bani până la de urmă bani? și de putere. Sunt că de sunt putere. De... Păi și atunci, ce a destabilizat lumea atât de tare în ultimii ani? Război, pandemie și toate astea. Mai care, sunt, și odată. care sunt uh, elementele care au făcut să se schimbe lumea atât de tare? Că trăim o nouă dezordine mondială. Da. Păi, sunt cele, sunt uh, ceea ce noi numim 1, 2, Trei. Atât sunt. Trei elemente. Unu, Biology. Fratele meu, în acest moment avem 100 de miliardari peste 91 de ani vârstă. Asta înseamnă că noi avem o biologie aged, îmbătrânită. Mm -hmm. stați o clipă. Aștept 70 de ani ca prinț de Wells. Vă dați seama ce frustrare trebuie să aibă omul ăla? Să aștepte 70 de ani să ajungă regia al Angliei, al Marii Britanii? Să că a -s, așteptat și Omer, n-a avut servicii, cum se spune. Nu, a așteptat în la... palat, este adevărat. Păi, tocmai. E, toți fii ăștia au așteptat ca la 30 de ani să-și spună ce aveau de spus asupra lumii. Miliardarii sunt la fel ca și Alexandru cel Mare. Și au așteptat prea mult. Și au așteptat prea mult. Și acum să cert în trei ca fraieri. Doi. Biologie. Doi. Patologie. Fiecare așteptare înseamnă o patologie, înseamnă o traumă. Haideți să fiu foarte direct. Când te îndrăgosești de o femeie, primul sentiment care este? Fluturii în stomacel? The rush. Viteză. O vrei acolo, pe loc. Nu mai aștepți. Nu-ți dai seama dacă este instinct, dorință. Dacă stai în palat și ești la 30 de ani. Dacă, Dacă ești în provincie, provincie și și e, <laughs> să să pluturii mănânc... din stomac și... Nu, 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 e același lucru. Patologia este aceeași. Ah, patologia e indiferent Identică, de... indiferent că vii din... Uh... Nu, da, poate se schimbă... Nu se schimbă. Și patologia asta, deci din așteptarea stomac. asta... Exact, se schimbă ordinea, de mm -hmm. același lucru. Da, unii sunt mai... Mm -hmm. uh, unii la un moment dat au și gheruțe, așa și eu. <laughs> uh, Patologia asta, la un moment dat, face ca cel care ajunge în sfârșit, da, la... la punctul de contact al vieții lui, da. care așteaptă linia de contact. Da? da. Moare tasul, moare măsa, moare unchiul să-i lasă miliardul și dintr-o dată mă duc să cuceresc Marte, Elon Musk. Elon Musk este tipul excepțional de exemplu. Da? Face Discute, primul am miliard am la 30. Trebuie, absolut fabulos. așa, absolut fabulos. Da? Și la 50 a 25 de miliarde. N-are nicio treabă, tipul. N-are nicio treabă. O ia de la cap. Dar patologia. Toți oamenii de astăzi care conduc lumea sunt pa în patologii. Adică, ca să nu ne ascundem după aceea, ce sunt bolnavi. Ei nu mai văd lumea reală, ei nu mai văd soarele galben, ei nu mai văd lumina albă, ei nu mai aud Beethoven. Și trei. Și al treilea, care este cel mai important, absolut cel mai important din punctul nostru de vedere, da. este, să-i spunem așa, totala lipsă de sens. Viața este senseless. Adică fără sens. Exact. Senseless. Nu mai are nimeni sens. Liderii lumii nu mai au sens. Și am să vă explic ce se întâmplă. Eu la un moment dat am avut marea șansă să fac un profil. Mi s-a cerut profilul unui dintre cei mai mari miliardari ai lumii. Eram primii 10. Și familia l-a dat în judecată, voia să pună efectiv una pavere. O chestie clasică. Și n-am să niciodată. S-a venit pe șestache, așa, nici dacă vă povestesc că o să râdem o seară întreagă. S-a venit așa pe șestache, pe la primii cinci profileri de prin lume. Eu, fiind european, eram și alb, eram și iudeo-creștini. Tot Bun. ce era mai rău. Tot ce era mai, mai rău, dar era Macist. interesant. Eram foarte dur, exact cum spuneți dumneavoastră. Eram foarte dur. Mm -hmm. Și aveam un coleg din Africa de Sud, care era geniu. Și este și astăzi geniu. Este absolut un geniu. Așa, lucrează pentru guvernul chinez. Numai pentru guvernul chinez, de când se știe a lucrat. L-au luat băieții din Africa mm -hmm. de Sud, și l-au mutat la Beijing. Da. Și a, tip vin la mine și îmi spun nouă ne trebuie să ne facem un profiler dacă omul ăsta e nebun sau nu. Zic eu nu sunt psihiatru și nu sunt psiholog. Deci eu n-am voie să fac așa. Zic nu, nu, fă tu un profil. Eu n-am realizat decât la finalul profilului, care de fapt erau autoritățile tă americane. Se vadă dacă judecătorul era cumpărat sau vocație era cumpărată. Mm -hmm. Ca să-și dea seama cum vor, care vor fi raportul psihiatrilor și psihologilor. Și după baseline-ul care îl dădeam eu, ei să duceau și vedeau. Ăla ai cumpărat de familie, ăsta e cumpărat de opoziție, ceva de gen. Și îi fac omul ăsta. Am stat 32 de ori, în total, uh -huh. de înregistrări cu el. Era fabulos. Și există o întrebare pe care noi o punem întotdeauna. Cade o bombă atomică. Doamne ferește! Cade o bombă atomică. Luăm teoria. Cade da, o bombardament. Da, 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 da. Unde fugi? În aer sau în pământ? Omul ne-a dat răspunsul la care ne așteptam. În aer. Numai în aer am șansă să supraviețuiesc. În pământ mor. Dar am întrebat de ce? Ce păi nu o să fiu prost să mor într-un buncăr de lux. Prefer să mor uitându-mă la soare. Chemarea umanității este soarele și spațiul. Omul când se uită în noroi, este senseless. Deci ăștia nu mai au sens, ca să zic, noi așa nu să fără sens. direcție. Bun, și împreună cu noi. cele două coroborate, da. e clar cele de, ce două te, coroborate? Te, te, de ce lumea a ajuns aici. Da, e, lăsând că există și eu păi sunt nu. absolut convins, există... Parafrazând da. pe Marin Preda, timpul nu a mai avut răbdare, aici am putea spune că lumea nu mai are răbdare. Da, omul nu a mai avut răbdare. Nu am mai avut răbdare. Omul, lumea, nu mai are răbdare. Aia sunt da. Da. bătrâni și nu da. moștenesc ceea ce au. Exact. exact. Viteza, da. patologia, da. pentru da. că da. sunt toți da. bolnavi. Exact. Și atunci nu mai e sensul. E un bune să vă rog să scrieți. Umanitatea, să știți că are un singur sens. În sus. Noi avem, noi avem uh, the calling. Chemarea cosmogonică. Mm. E necesară. Pentru că altfel, dacă ne uităm în noroi... E bună, e un eseu bun. Nu, nu Soroș? Este... Mă distrează foarte tare... Ați văzut ultimele declarații lui Musk despre, despre Soroș. l ați citit? Da. Absolut, fabuloasă. E o descriere... E, acolo e o altă plată. Da. Bun, mai ia avem ceva. Mai timp, mai avem două, trei Nu, 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 că până la da. plată. Soroș, profilul, vă rog, din suflet. Patologie, putere, bani, hoție, minciune, multă minciună. Enorm de multă minciună. Și mă opresc brutal pentru că adevărul eu îl cunosc, dar nu am dovadă. Ok. Și ține din nu lumea războiului. A. Ah. Adevărul ah. lui ține din lumea războiului. Dar cunosc adevărul, îl cunoaște toată lumea, dar nu am dovadă. Deci nu pot să. Dar este cumplit acel adevăr. Uh, da, vreau să citesc atâta, că nu avem foarte mult timp. Elon în spune că George Soros urăște umanitatea. Așa și este. că îi amintește de magneto, mutantul din X-Men. Da, el. Uh, magneto, ce face? Cine este magneto? Ca să, ca să fim foarte clar uh -huh. psihologic. Magneto este un mutant care, în mod normal, ar fi trebuit să fie cel mai fericit de pe Pământ. Are cea mai mare putere. Doar în, ori undeva. În, undeva, doar într-un colț de stradă, n are nicio treabă. Cum zicea un prieten de-al meu, un colț gării. n are nicio uh -huh. treabă. Așa. Și totuși este nefericit. De ce? Pentru că acea putere nu îi aduce, el fiind într-o patologie, da, fiind un, un tip care are uh -huh. într-un într spectru patologic, acel mutant. Mutația este o, e o patologie. El nu poate să promute atingerea fină a femeii de lângă el. El este magneto. El nu poate să împrumute elementele mai umane. Mai bine să fii sărac lipit pământului. Nu, mai bine să nu fii. Sau mai... Este prea, că prea dur. Să Mai nu este prea Mai bine fii. să nu fii. Mai bine să nu fii. Corect. Să fii într-o celulă unicelulară, să fii într-o formă de viață unicelulară, dar măcar soarele te atinge. Și parametrii poate fi o alegere. Exact. Deci, ideea, ideea fundamentală este că ăsta este șoroș. El a căutat întotdeauna plata, pe, răs, el a căutat întotdeauna să-și să răscumpere păcatul fundamental absolut biblic. Ăla pe care nu putem să -l... Da, absolut biblic și absolut pentru care astăzi Iuda stă încă spânzurat și niciodată judecat, pentru că asta este pedeapsa lui Dumnezeu pentru trădare. Nu este că te judecă și te trimite, pentru că până și trimiterea în iad este mm. între două infinituri. Rămânerea nejudecat în stare de moarte. Aia mm. e cea mai cumplită pedeapsa formei de viață. Noi o cunoaștem, ea este reală în univers. Mm -hmm. Este reală în univers. O cunoaștem și din punct de vedere al patologilor, că sunt psihologice, psihiatrice sau... Mm -hmm. da? Deci, a încercat o viață să răscumpere ceea ce nu mai poate răscumpăra și el știe că în finalul istoriei, el rămâne exact în acel, în acel păcat biblic pe care nu poate da, Nu a avut inteligența și ani suficienți în care să realizeze că face asta și că trebuie să scape de asta? Atunci când a făcut acel lucru, a făcut două lucruri în același timp. L-a făcut, Dumnezeu iartă sau Dumnezeu viața sau orice, sau creierul uman iartă Așa. dacă este o greșeală din greșeală, dacă e un păcat din conștient. A făcut un mod, greșeală, făcut în mod conștient unul și doi succesiv. Repetiția a. crimei duce la senseless. Adică poți să fii cel mai inteligent din lume exact. ca să poți să-ți suprimi exact repetiția același... Să compensezi prin tot ceea ce faci. Exact, repetiția același... pentru el, îl compătimesc, uh, sincer. El este de compătimit și uitați-vă că, că acțiunile, Săracu. lui, acțiunile lui, nu, el este de compătimit ca om. Săracu, așa este. Așa. Dar eu vă spun un singur lucru, uitați-vă pe cine are în jur. Toți din toate țările pe care are 140 de Musk? națiuni. Masc este soarele care și-a Soarele, atenție, nu, 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 el nu este Prometeu. Prometeu soarele. mor deja, e soarele. însuși. El este însuși, numai că s-a ars, a dat pe un alt soare și mai puternic. Care i-a trimis azi dimineață o notificare, vină și spune ne ce ai făcut tu cu Epstein. Groapa neagră. A tuturor. nu cred asta. Azi dimineață, citiți. Nu i trimis, supină. am citit, Eu trimis da? Supina. Da. Păi, ne Groapa fie... neagră, țineți Păi minte. nu există subiectul că puteau să-i trimită ca să... Pentru că este singurul care se opune uh, deep state-ului, ca să zic așa, uh... în momentul ăsta. Singurul care are putere, care are bani, care are notorietate, care are mijloace. Cât de naiv sunteți. E adevărat o de adevărat El este deep state. Stați un pic, asta e clar că e, în, el e de acolo. Deep el în de, de acolo. Da, da, Știți cum e? Nu e adevărat Dar Da, din interior, vrei să schimbi e un fel de soroș cu ghilimele de rigoare comparația. Nu, 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 nu. nu, nu, nu. Unul care vrea să pe păi nu. Ce vrea să facă? Să scape de ce-i ars aripile, nu? Da. Păi Twitter. asta spun. Te rog. Iar să aripile. Twitter-ul iar ars aripile. E ars aripile. Efectiv, I efectiv luat Credeți? energia. Da, da. Și am să vă spun de ce. Dosarul Epstein. A devenit jucăria lui, așa. Dosarul Epstein este gaură neagră pentru oricine are peste 10 miliarde în cont. De euro, de dolari. Pentru că de... toți au fost acolo. Toți. Și va fi o extracție de tip chirurgical. A, nu o chestie. Generalizată. Generalizată, nu un val. Nu. De ce? Pentru că atunci, dacă îi pui pe toți, va ieși la suprafață cine până din umbră, că e la care a rămas singur. Ne-a arestat. Da, dar nu are cine să facă asta. Ba la, da. modul, la modul personalizat, cred. Ba, da. Pentru ba că da. se prind și au putere, nu sunt proști ca aici. În da. România, când au fost luați, unul da. Când da. unul, lasă pe mine, nu mă ia. Acolo, la primul da. luat, Ceilalți Uite că pe el l-au luat. Uh, am înțeles că urmează uh, Gates, tot cu o supină. Deci, dacă este adevărat. Că ia bucată la bucată, nu se pot apăra. Nu, tu mai spune o că nu cred să ia bucată la bucată. Dacă ia pe toți, atunci va fi exact ceea ce se așteaptă, va fi ruperea... Uh, cum rămâne singur cel, rămâne în spate. singur cel care Rămâne are spatele. Cine adică, e ăla? Nu știm, s-ar putea să fie o companie, o corporație, nu, A, un nume. nu adică un nume. nu o persoană fizică. Și Biden ce rol are în asta? Prea mea că Biden va pica ultimul. Și el nu va pica, ci va pica fiusul. Dacă este a, să întrebați, pentru că el nu avea nici a, a nici. Nu, dar el a beneficiat de banii lui Fisu. Nu, el nu. A, nu, în chestiile astea, a, o da, este un acolo. Biden este un fraier din punct de vedere al relațiilor emoțional... emoționale. Mm -hmm. Este un fraier. abar n-au ce... Zi. Regina Maria? Crescută să nu facă dragoste și a învățat în lumea latină, în lumea orientală să facă dragoste. Ce poate fi și mai rău? Va, da. Și nu va scăpa niciodată de această dorință absolută de a fi femeie. Este un știrbei un metru 90 călăreț, vorbitor de o franceză perfectă, britanizat Că tot până a apărut jurnalul acum. Până, până, britanizat până în vârf unghiul celor ultimii doi mărioara și ultimilor doi prinți. Nu aveți voie să spuneți asta. N-am voie să spun asta, eu așa știu. Păi, n-am, știu, dar n-aveți dovezi. Așa, păi sunt pe lui Argetoianu și... Memoriile lui Argetoianu, da. Așa, deci... dar și mai era la american americanul sau englez? da, da, Cum îl cheamă? e primul. Ăla e primul. Da, dar cum îl cheamă pe ăla? Nu mai știu, Maiorul, nu știu cum. Maiorul cu da, așa. Bun, dar nu, este știrbei. Stați puțin, dar este dragostea absolută a unei femei E adevărat, dar descriere, este frumoasă. Nu. Oricât de dur ați fi absolut Femeia care oribilă, a -a... diformă era. După prima nu, 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 nu. naștere va fi diformă. Stați o secundă, nu, e vorba de, nu vorbim de spectele fizice. Vorbeam de structura ei. Descrierea a, ei... Psihadeilică. nu na, na, descriere, stabilitate descriere... emoțională. Ial, vrea pe știrbei de ce știrbei este bărbatul care îi dă stabilitatea Ferdinand nu este. Este Ferdinand... om un stat mai mult decât mulți politicieni. Este și bărbat în pat mai mult decât mulți politicieni. Nu știu de... Știrbei ce nu, nu, păi de -aia? pentru că... Păi asta este. Haideți să fim foarte clar. Vorbeam de Regina Maria. Regina, păi nu, haideți să o punem în contextul celor doi bărbați. Cu o clipă și hai să vă fac un profil. M-ați și... provocat că văd că sunteți un provocator de maximă. Cu asta punct. De, de, de maximă. <coughs> sunt provocatorul deci să-l Ferdinand, cu... da? A da. dus Virgin la București să fie prins moștenitor. Virgin. I se aduce o femeie ca să fie învățat. Da? Da. Și sem Ferdinand se îndrăgostește ca orice virgin la 23 de ani de, că, de văcărească. Elena. Elena, care era agent rus. O clipă. Croșetați prea mult, nu mai avem. E foarte important. Așa. Ăsta să teme, îi se spune că e agent rus, îi se dămedește și ăsta atât de rău să teme că nu se mai îndrăgostește de nicio altă femeie niciodată. Și atunci eu aduc pe Regina Maria, este o treabă fundamentală, este șef, prins da. moștenitor, șef de da. viitor regen, un coronat, cum să fie, el să trăiască cu, uh, cu agentele uh, da, uh, Rusiei. Vine regina Maria, care este Maria care este crescută să fie fecioară, să fie zi, casa de Windsor, este Victoria. Fluturaș. Fluturaș. Oia, își fac datoria regală, până când asta îl întreabă, da, Matali pe lângă cei doi care mi-ai făcut pe Carol și Nicolae, pe Carol II, viitorul Carol II și Nicolae, prințul Nicolae. Dar, Matali, știi că o femeie are nevoie și de altceva. Ce? Păi știi, trebuie și aia, și aia, că femeia nu face numai copii și când vii în pat, în atac, trebuie să... Aici a încercat să mă provocați, Așa, numai nu mă ce? nu știu de asta. O clipă, da, nu, nu știți, nici nu trebuie să știți. Așa. Mulțumesc Instinctul merge pe pe, 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 pe cale naturală. Așa. Și el zice, șefa, nu poți pentru casă. Și atunci apare acest mascul oriental, Știribei, putere politică, bani, bani cât, așa. Bani, avere, situație, avere, tot. Are, deci are luat atenție de la Monaco, de la prințul însuși și îi cumpără la un pocăr, ăla aș pierde, cum se cheamă, buton, butonii, cu diamant cât unghia și el și-o pune special, erau diamant, el scoate diamantul și și-o pune pe, în, în mijlocul propriului, propriului simbol heraldic. Asta este Știți, băi, își bate joc de toate ambasadele, își bate joc de toți prinții. N-are nicio treabă, este, știți, băi. Și o calmează și îi dă plăcerea. Când îi dai unei femei îi plăcerea... Îi dă dragoste, domnul Harman. Îi dă dragoste. Dragoste, și de fapt. când i-ai dat echilibru emoțional unei femei ce i-ai tot ce are nevoie. Exact. Asta căutăm. Asta este, asta este Regina Maria. Și ce Una. se duce, momentul eu m-am întrebat devenit, întotdeauna, jur. A devenit regină în sensul cel exact. mai bun al cuvântul. Și eu m-am întrebat întotdeauna, pentru cine? s-a dus la Paris să se ia, să se ia de, piept de cu... de nebunia și pentru lui... Știrbei sau pentru Ferdinand? Nu. Pentru S-a dus pentru România pentru că România e oferisă tot. Exact. Acest vizita ei în America e ca vizita unui... Exact. Exact. La fel. Da, da. Mulțumesc mult. Eu ne, mulțumesc. Mai vedem. ne, mai vedem. Îmi place să vă provoc. Da, răspundeți răspunde da. răspunde uh, cu asupra de măsură la fiecare provocare. Păcat că eu nu pot să răspund că sunt un simplu moderator. Mulțumesc mult, Mulțumesc domnule Harman. Să ne vedem cu bine. Emisiunea mână. noastră se încheie aici. Ne vedem mâine seară cu domnul Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Țineți aproape.